cum poți să identifici care este problema reală, cum poți să o repoziționezi în așa fel încât să vezi dacă, de fapt, problema ta e alta și rezolvând o altă problemă s-ar putea să ajungi la un rezultat mai bun. Gândește, cum spunea și colegul nostru și îți mulțumesc, este un lucru pe care ar trebui să-l facem cu toții și experimentează. Și bineînțeles, nu accepta că există bariere artificiale. Nu știi unde te poate duce un business al tău pe care începi să-l dezvolți, indiferent de cât mic sau mare potențial poate să pară să aibă.